în continuu discută de unde sunt bani pentru pensionari. Și mă, măgarilor, oamenii ăia au construit România. Oamenii aceia... Măgărie, ce ați făcut voi cu pensiile speciale, pe care nu doar le-ați salvat, dar chiar le-ați mărit? Anii nu mai pot să rapt să-i văd la televizor că în continuu discută de unde sunt bani pentru pensionari. Pe cine faci tu mincinos, Ciolacule? Pe ministrul PNL al finanțelor din guvernul tău, cel care ți-a dat în scris că nu aveți bani suficienți pentru plata pensiilor decât dacă veți mări taxele? Pe Consiliul Fiscal sau pe Consiliul Economic și Social, care au tras semnale de alarmă asemănătoare? Și de ce? Pentru că ați alocat în 2024 cu 15 miliarde de lei mai puțin pentru pensii decât estimatul dat tot de guvernul vostru? Eu nu pot lăsa acei oameni să moară de foame, să nu aibă bani de medicamente. Cât despre medicamentele pentru pensionari, cei pe umerii cărora te prefaci acum în mod ipocrit că plângi, ele au fost scumpite cu 22% de când ești tu premier. Ca să nu spun de medicamentele pentru tratamentul cancerului care au dispărut din farmacii, guvernul tău știe și nu face nimic. PSD. Mințiți și sărăciți România din 1990.